Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Coral Cântările Învierii a fost organizată ieri în parohia Criciova din județul Timiș. Cele 6 coruri participante au interpretat cântece pascale și pricesne. Cuvântul de deschidere a fost rostit de părintele consilier eparhial Zaharia Pereș, care a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioan Mitropolitul Banatului. Anul acesta, la festivalul coral Cântările Învierii, au participat corul parohiei din Criciova, corul Osana din Lugoj, corul parohiei din Șag, corul Filocalia al liceului teoretic Coriolan Bredicianu din Lugoj, corul parohiei Lugoj Dealul Viilor și corul Învierea al parohiei din Foieni. Am considerat că aici, la Criciova, unde a luat ființă un frumos cor, iată, poate să dinamizeze oarecum viața parohiei și viața satului românesc. Acest aspect l-am văzut exact la Alaiul Colindătorilor, când preotul de aici din localitate, împreună cu 40 de membri ai corului, au ajuns la Timișoara și ne-au încântat pentru că au arătat că știu să cânte colinde românești, știu să păstreze tradițiile de altă dată de la Criciova. De aceea, cred că alegerea noastră a fost una de bun augur, având în vedere că aici s-au adunat și alte formații corale din jurul Lugojului, într-un spațiu sacru coral, având în vedere că suntem pe tărâmul marelui compozitor Ion Vidu. Aici, la Lugoj, au fost întotdeauna bune formații corale. Dacă ne gândim doar la ceea ce s-a petrecut în jurul Lugojului sau la primul cor din țară, de la Chizătău, am considerat că nu suntem într-un loc străin muzicii corale, ci suntem într-un loc în care muzica corală a avut o semnificație și o importanță aparte pentru viața parohiilor. Pentru câteva ceasuri, parohia Criciova din protopopiatul Lugoj a devenit o capitală culturală. Am audiat cele 6 coruri care s-au prezentat într-un mod excepțional, dar bucuria, dincolo de ceea ce am ascultat, bucuria pe care o trăim văzând generații și generații în componenta unui cor. Lucrul acesta ne dă curaj, pentru că ne-am obișnuit să vedem sau să vorbim despre coruri îmbătrânite, coruri care sunt, să spunem așa, pe ultima sută de metri. Iată că de data aceasta și aici la Criciova am observat că sunt elevi care au participat și de la Colegiul Coriolan Bredicianu din Lugoj, tineri din parohie care sunt încadrați și am văzut alături de părinților sau fraților mai mari și este, spun, un lucru care ne dă speranță că această activitate corală care în Banat a fost, aș spune, pe primul loc, această activitate nu va dispărea, ci eu am nădejde că vom asculta și în viitor și corurile bisericești și corurile în general de la comune nu vor dispărea, ci vor avea o activitate deosebită. Banatul este recunoscut pentru mișcarea corală și mă bucur că în ultimul timp din ce în ce mai multe localități au început să găzduiască astfel de evenimente. Criciova este o localitate care strălucește din perspectivă culturală și iată, a fost una dintre cele care astăzi ne-au încântat cu cântece frumoase dedicate Învierii Domnului nostru. De-a lungul anilor, cred că de la începuturi chiar, Festivalul Cântecele Învierii a fost o acțiune derulată sub egida Consiliului Județean Timiș sau demarată de către Consiliul Județean Timiș împreună cu Centrul de Cultură și Artă și este un eveniment pe care eu mi-l doresc să-l continuăm și de acum înainte mulți ani. De fiecare dată am răspuns prezent când a fost nevoie de sprijinul nostru și o facem nu din obligație, o facem cu mare și mare plăcere. Până la urmă este o datoria noastră ca oameni, ca fii ai satului. Primăria va fi tot timpul alături de biserică și de activitățile din jurul bisericii.
Biserici. Festivalul Cântările Învierii a fost organizat de Parohia Cricova, Consiliul Local și Primăria Comunei Cricova cu sprijinul Mitropoliei Banatului și al Arhiepiscopiei Timișoarei.